În județul Hunedoara există mai mulți pensionari decât angajați, lucru ce demonstrează că avem un județ îmbătrânit. Datele arată că numărul pensionarilor la sfârșitul anului trecut a fost de peste 123.000, în creștere față de mijlocul aceluiași an. Numărul mediu al pensionarilor în trimestrul 4-2012 am avut 123.575 de persoane, cu 253 de persoane mai mare decât în trimestrul 3-2012. În același timp, numărul hunedorenilor încadrați în muncă este mai mic cu aproape 13.000, adică exact egal cu numărul șomerilor. Efectivul de salariați la sfârșitul lunii ianuarie 2013 a fost de 110.793 persoane, cu 755 persoane mai mult decât în luna decembrie 2012 și cu 3.052 de persoane mai mult decât în luna ianuarie 2012. Dacă este să facem un calcul simplu, observăm că un singur salariat susține 1,11 pensionari, la care se mai adaugă persoanele casnice și copiii. Iar dacă luăm în calcul și locurile de muncă pe care le au hunedorenii, situația nu este deloc roz. Potrivit datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică, peste 51% dintre hunedoreni muncesc în servicii, 46% în industrie și construcții și doar 2% își desfășoară activitatea în agricultură și servicii anexe.